Ioana Petrescu, psiholog și psihoterapeut de orientare psihoanalitică și astăzi vă vorbesc despre o nouă carte apărută la editura Herald, De la traumă la vindecare, 8 strategii practice pentru redobândirea controlului și a stării de siguranță, jurnal de lucru, un compendiu de exerciții ce vine în completarea cărții Traumă, 8 strategii de vindecare, scrisă de aceeași autoare. Dacă prima carte a oferit informații teoretice desprinse din neuroștiință și psihoterapie, alături de strategii de a prelua controlul asupra procesului de vindecare a traumei, a doua carte este scrisă sub forma unui jurnal de lucru în care găsim activități și exerciții practice ce urmăresc să ne ajute să identificăm și să înțelegem resursele pe care le avem la dispoziție și de asemenea oferă altele noi prin care să dobândim siguranță și stabilitate emoțională, precum și putere de a ne controla psihicul, corpul și, în final, viața. Un mesaj important pe care îl transmite autoarea în această carte este că recuperarea arată altfel pentru fiecare persoană. Astfel că nu există strategie sau exercițiu sau metodă singulară de vindecare a traumei care să se potrivească tuturor, așa cum o anumită abordare nu va avea același efect pentru toți oamenii. Așadar, nu vă așteptați ca fiecare exercițiu din această carte să vă atragă sau să funcționeze în cazul vostru. Tocmai demersul de a explora și a descoperi ce vi se potrivește vouă, personal și numai vouă, poate fi un factor major în recuperarea voastră. Totodată, veți putea constata că diferite exerciții sunt utile sau nu în momente diferite. Astfel că ce pare potrivit azi, ar putea să nu fie potrivit mâine și invers. Și tocmai de aceea sunt recomandate de valori regulate, iar atunci când un lucru nu vi se pare potrivit, gândiți-vă dacă nu cumva ar putea fi pus la păstrare și încercat din nou cu altă ocazie. Consider că unul dintre minunatele instrumente pe care îl puteți dezvolta folosindu-vă de uneltele din această carte este tocmai capacitatea de a recunoaște ce pare potrivit pentru voi și ce vă ajută pe voi. Făcând experimente cu diferite exerciții, în diferite momente și diferite combinații, le veți identifica pe cele care funcționează cel mai bine în cazul vostru, precum și situațiile în care se potrivesc cel mai bine cu nevoile individuale. Această capacitate de recunoaștere, de conștientizare a ceea ce este potrivit pentru voi, prin exercițiu, poate fi modelat într-un instrument personal pe care autoarea îl numește barometru conștient. În final, fie că vă confruntați cu traume recente sau cu amintiri dureroase din trecut, această carte oferă îndrumare pentru a putea înțelege și depăși trauma într-un mod constructiv și sănătos. Vă urez lectură plăcută!